Zeci de mămici din Bistrița și-au alăptat bebelușii în același timp în parcul municipal cu ocazia Săptămânii Internaționale a Alăptării. Mamele au vrut astfel să atragă atenția asupra importanței alăptării. Mulțime de mămici alături de micuților au răspuns pozitiv și s-au adunat în parcul municipal din Bistrița cu ocazia Săptămânii Internaționale a Alăptării. Zeci de mămici au alăptat bebelușii în același timp și chiar au făcut aerobic împreună cu ei. Acest eveniment, organizat în Săptămâna Internațională a Alăptării, își propune să promoveze și să susțină alăptatul la sân. Toate cercetările din domeniu arată că laptele matern are o compoziție unică, fiind esențial pentru creșterea și dezvoltarea bebelușilor. De aceea, Organizația Mondială a Sănătății recomandă tuturor mamelor alăptarea exclusivă până la vârsta de 6 luni și continuarea acesteia până la 2 ani în paralel cu procesul de diversificare. Dacă la nivel global rata medie a alăptării este de 32%, la noi în țară, conform unui studiu, este de 12,6%. Rezultatele acestui studiu arată că ponderea copiilor alăptați exclusiv în prima lună de viață este de 31%, în următoarea lună de 22,7%, ajungând în luna a șasea la doar 3,4%. Unul dintre motivele pentru care româncele renunță la alăptare este lipsa de informații teoretice și practice.